Autoritățile moldovenești au decis să trimită soldații la operațiuni în Kosovo. Un proiect de lege în acest sens va fi examinat mâine la ședința Parlamentului. Chișinăul oficial a decis să nu consulte opinia Serbiei despre participarea soldaților moldoveni la operațiunea din Kosovo. Aceasta este o situație stranie din punct de vedere al dreptului internațional, a menționat deputatul PCRM Sergiu Stati, care a propus ca proiectul de lege să fie retras de pe ordinea de zi. Opinia mea și convingerea mea este că această chestiune este una absolut politică și respectiv trebuie să fie examinată de către Comisia Politică Externă și prezentată de către Comisia Politică Externă. 2. Trebuie să fie acest proiect prezentat nu din Ministerul Apărării, nu din Marinuță, dar să vină încoace Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene ca să ne prezinte acest proiect. Deci propunerea mea este care? Ca să-l scoatem astăzi de pe ordine de zi, să nu ne facem de râs, să nu ne încercăm să mergem înaintea trenului, nu vă grăbiți ca să trimiteți carne de tun, deci în orice colț al lumii, fiindcă omoruri sunt suficiente și în Armata Națională la noi aici, la Chișinău. De aceea, încă o dată vreau să reiterez, fracțiunea noastră, cu toată insistența, vă propune ca proiectul 412 să fie scos de pe ordinea de zi. În polemică a intrat deputatul liberal reformator Ana Guțu, care a declarat că soldații moldoveni trebuie să participe la această operațiune în schimbul granturilor oferite de NATO. Republica Moldova nu poate doar să primească fonduri și granturi pentru a distruge pesticide, pentru a dezamorsa anumite armamente și mai departe din partea NATO, trebuie să avem și noi o prestație. Și dumneavoastră vă dați foarte bine seama că anume despre aceasta este vorba și nu este vorba de ceea ce spuneați dumneavoastră, trimitem oamenii să moară. Precizăm că Ministerul Apărării este condus de colegul lui Ana Guțu, liberal-reformatorul Vitalie Marinuța, care deseori s-a pronunțat pentru o colaborare strânsă dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică. Asta în pofida faptului că astfel de declarații și acțiuni contravin Constituției și statutului de neutralitate al țării noastre. În acest context, deputatul Grigore Petrencu a declarat că operațiunea din Kosovo se desfășoară sub egida blocului NATO, iar participarea contingentului moldovenesc pune sub semnul întrebării statutul de neutralitate permanent al Republicii, dar totodată pune în pericol viața soldaților, așa cum s-a întâmplat cu militarii din alte țări. Vreau să subliniez, această misiune internațională este sub comandamentul organizației Atlanticului de Nord. Noi suntem un stat neutru, conform Constituției. Haideți să nu încălcăm Constituția Republicii Moldova. Din 1999, la această operațiune NATO, deja și-au pierdut viața mai mult de 100 de militari din diferite țări. Reprezentanții PCRM au menționat faptul că prin trimiterea soldaților în Kosovo, coaliția de guvernare sprijină procesele separatiste nu doar în interiorul țării, dar și la nivel internațional. Iar pentru participarea la această operațiune este necesar de a fi obținut acordul Serbiei. Cu regret, alianța și acum, cum se mai numește la dumneavoastră, alianța numărul 14, deci promovează separatismul nu numai în interiorul țării, dar cu regret și pe plan internațional. Și să putem discuta acest proiect numai în condițiile când va veni o solicitare oficială din partea Serbiei. Și atunci, respectiv, noi vom avea posibilitatea ca să discutăm și să negociem acest proiect cu un stat care este internațional recunoscut și nu un anclav separatist. Totodată, în opinia deputaților comuniști, intenționând să participe la operațiunea KFOR, Moldova ar putea nimeri într-o situație delicată, întrucât țara noastră nu a recunoscut independența Kosovo. Potrivit comunistului Vasile Șova, soldații sunt trimiși în Kosovo sub un pretext neclar, iar pentru a clarifica toate momentele, trebuie inițial de a adopta legea cu privire la statutul permanent al neutralității Republicii Moldova. Сегодня ставится вопрос по участию миротворческой операции в Косово под очень странным контекстом с точки зрения непризнания Молдовой этой территории как независимого государства. Все это влияет, на мой взгляд, на в том числе политическую и вопросы безопасности и стабильности в Республике Молдова. В связи с чем наша фракция предлагает, чтобы урегулировать все эти вопросы четко в законе, который проект закона мы зарегистрировали в 2011 году под номером 1002, проект закона о статусе постоянного нейтралитета Республики Молдова, в котором могли бы быть четко прописаны условия, при которых Республика Молдова могла бы участвовать в тех или иных международных акциях по поддержанию мира и стабильности.
În pofida argumentelor constructive prezentate de opoziție, deputații din coaliția de guvernare au ignorat toate propunerile venite de la deputații Partidului Comuniștilor. Prin urmare, proiectul de lege 142 cu privire la trimiterea ostașilor moldoveni în Kosovo va fi examinat mâine la ședința Parlamentului.